Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi o să fie un fel de review pentru mașina din spate. Totodată cu asta vreau să vă anunț că am și vândut-o tot în Germania. Și da, mașina din spate aș putea spune că este printre ultimele mașini de la Volkswagen care au venit cu motoare într-adevăr fiabile, ușor de întreținut, motoare care au nevoie de un minim de întreținere. Adică dacă le dai uleiul potrivit și ai grijă într-o mică măsură de ele, sunt niște mașini super, super ok. Cum am spus, ușor de întreținut, fiabile, nu consumă foarte mult. Noul proprietar o să vină după mașină în aproximativ o oră și am decis să fac un videoclip, v-am spus, un fel de review pentru mașina asta. Nu am anunțat public, adică pe YouTube sau așa mai departe, că această mașină este de vânzare, pentru că o să vedeți imediat de ce nu se caută oarecum în România. Este din nou o idee destul de preconcepută. În fine, bun, haideți să începem cu turul exterior. Bun, deci asta este mașina. Este vorba despre un Golf 6 din decembrie 2009. Foarte posibil, dacă ai fi cumpărat mașina asta pentru România, pe carte să fie ieșit 2010. Da, este un Golf 6 în două uși. Ăsta ar fi oarecum singurul dezavantaj pentru România, pentru că la noi se caută în peste 80% din cazuri doar Golfuri 6 cu 4 uși. De ce? Nu știu. Sunt unele persoane care circulă în 80% din timp singure sau mai au pe cineva în dreapta, dar ei insistă să-și cumpere o mașină cu 4 uși. Da, mie cel puțin îmi place mult mai mult cum arată și Golful 5 și Golful 6, inclusiv Golful 7 în două uși. Mai ales dacă ești o persoană tânără, arată mult mai sportiv. Nu știu, cu 4 uși, personal v-am spus, nu îmi place la fel de mult. Bun, haideți să vedem, v-am spus, să facem de fapt turul exterior. Pe partea de defecte estetice, mașina mai are mici zgârieturi, nu este nimic grav, adică nu este îndoită, nu este ruginită și așa mai departe. În teorie, problema cu rugina la Golf 6 s-a cam rezolvat. Am mai văzut și Golfuri 6 ruginite, dar la mașina de față chiar nu este cazul. O să vă spun imediat când ajungem la interior și cu ce dotări vine. Nu este un Golf 6 full option, dar nici prețul pe care l-am cerut nu este mare. Doar că cel mai important lucru, mașina stă foarte bine pe partea tehnică. Adică chiar nu mai ai ce să-i faci în momentul de față. Totul a fost schimbat la timp, distribuție și așa mai departe. O să vă spun imediat cum ajungem la motor. Bun, haideți să vedem cum arată totuși pe dedesubt, să facem un review cum ar trebui să fie. Mașina arată destul de bine pe dedesubt și din nou un avantaj la Golf 5, Golf 6 ar fi că are punte independentă în spate. Deci da, este o mașină care, credeți-mă, este foarte, foarte confortabilă. Bun, dacă toți suntem în spate, haideți să vedem și portbagajul. Cam așa arată în portbagaj. Este o mașină, v-am spus, întreținută și da, pentru această clasă, eu zic că este un portbagaj mai mult decât suficient. Aici avem kitul de pană și toate lucrurile aferente. Bun, haideți să mergem și mai departe. Pe partea de roți vine cu jante pe 15 cu anvelope de iarnă în stare foarte bună. Sunt DOT 2019, sunt de la firma Dunlop, așa. Și da, capacele acestea ar trebui să le prind cu șoricei pentru că jantele de fapt sunt de pe Golf 7 și nu se potrivesc, nu știu de ce. Și pentru siguranță am zis că mai bine prind capacele cu șoricei. La fel și în față. Anvelopele sunt în stare bună, deci sunt aproape noi, au rulat foarte puțin. Și ce mai țin să precizez, discurile de frână, inclusiv plăcuțele, au fost schimbate în față. În urmă cu 2-3 zile le-am schimbat, deci practic sunt noi. Bun, haideți să ne mutăm rapid și pe partea de interior. Sincer, nu știu dacă o să fie un review scurt sau un review lung. Da, și haideți să vedem acum cum se intră în spate și cât de greu se intră, pentru că mulți au teama asta de mașini în două uși, pe care, sincer să vă spun, chiar nu o pot înțelege, da? Cam astea sunt locurile din spate, iar scaunul are funcția asta. Ai dat-o, bam, bam, și a intrat în spate. Deci ce este atât de greu, nu înțeleg, mai ales dacă ești o persoană tânără. Sau dacă tu îți cumperi mașina asta ca începător, normal, o să mergi cu colegii tăi undeva, deci nu cred că ar fi o problemă să intri în spate. V-am spus, ăsta a fost și motivul pentru care nu am promovat-o oarecum nici pe YouTube, nici altundeva, pentru că v-am spus, în România nu se caută chiar dacă prețul este destul de mic. Mult mai mic decât la un Golf 6 cu 4 uși. Da, aici avem niște tuitere, vedeți și voi plasticele din interior. Chiar arată super bine, adică nu au zgârieturi.
haideți să ne mutăm și în partea din față. Și de ieșit ieși la fel de ușor cum ai intrat, adică nu este absolut nimic complicat. Și da, scaunul are o funcție de păstrare oarecum a poziției inițiale, da? Deci practic nu mai trebuie să-l reglezi încă o dată după ce l-ai rabatat. Așa, haideți să vedem și cum arată în interior. Cam așa arată în interior un Golf 6, nu este nimic special, adică majoritatea dintre voi sunteți deja familiarizați cu acest interior. Este un interior care, după părerea mea, arată destul de modern și în plus de asta s-au folosit materiale de bună calitate, adică bordul este moale, fețele de uși în partea de sus sunt moi, iar aici, în comparație cu Golful 5, s-a folosit un plastic mai cauciucat. La Golf 5 este un plastic tare. Pe partea de dotări, normal, vine cu două geamuri electrice, oglinzi care se reglează electric. La mașina de față nu sunt și rabatabile. Cei drept sunt foarte puține Golfuri 6 care au oglinzi rabatabile. N-am văzut foarte multe. Da, aici avem un CD player cu MP3 și ce îmi place foarte mult, acest spațiu de depozitare. Deci este un lucru foarte, foarte practic. Avem aer condiționat cu reglaj pentru temperatură. Deci este din nou un fel de climă automat, adică îți păstrează tot timpul temperatura selectată, fie vară, fie iarnă, îți păstrează temperatura selectată. Deci v-am spus, este oarecum o climă automată. Aici avem din nou un spațiu de depozitare plus priză de 12V și aceasta este încălzirea în scaune. Este o încălzire aftermarket care funcționează foarte bine și da, acest comutator, sper că-l vedeți, este pentru luminile de la picioare. Deci da, are lumini la picioare permanent. Iar acest comutator este tot pentru becurile de la picioare, mai exact dacă vrei să ți se aprindă odată ce se deblochează mașina, fără să pui contactul, adică să se aprindă deodată cu becurile de la interior. Cam așa arată volanul, vedeți și voi, arată foarte bine. Ceasurile de bord, haideți să vedeți și câți kilometri are mașina dacă tot suntem aici. 181.000 de kilometri, 182 de fapt, care sunt 100% reali. Deci da, nu este un kilometraj foarte mare. Zic eu, este un kilometraj decent pentru o mașină din 2009-2010 pe benzin. Știu, acum mulți o să vină din nou cu teoria ale conspirației, că n-are cum, că n-are cum, na, fiecare până la urmă crede ce vrea. Bun, pe mare parte cam asta ar fi cu interiorul. V-am spus, nu este nimic special la mașina asta. În general, chiar și un Golf 6 mai bine echipat nu ar arăta cu mult diferit față de acesta, adică poate, nu știu, o navigație și cam atât. Comenzile de ei sunt destul de asemănătoare și la fel poate comenzi pe volan, care din nou schimbă puțin designul volanului, atâta tot. În rest, orice Golf 6 arată cam la fel, nu este nimic, v-am spus, diferit. Bun, haideți să mergem și la motor, să vedem cu ce motor vine sub capotă. Un motor care, după părerea mea, este super, super ok. L-am mai avut și pe alte mașini. V-am spus, un motor ușor de întreținut, un motor care este fiabil. Da, sub capotă avem un motor de 1.4 benzină 80 de cai, este Euro 5, motorul arată foarte bine, exact aceeași problemă pe care v-am mai spus-o, bușonul nu mai etanșează bine și atunci o să existe aici mici transpirații. În rest, mașina nu are absolut nici o scurgere, distribuția a fost schimbată, cureaua de accesorii, antigelul, bujiile, normal, o revizie completă, o să vă arăt imediat pe ușa, a fost făcută la reprezentanța Skoda, filtrul de aer, filtrul de interior și cam atât. Bateria din nou este aproape nouă, are câteva luni. Deci da, pe partea tehnică v-am spus, mașina chiar stă foarte, foarte bine. Bun, deci cam asta ar fi în mare parte cu motorul. V-am spus, dacă vreți un motor pe benzină, ușor de întreținut, fiabil, mașina de față, spre exemplu, nu are probleme cu consumul de ulei. Deci la mașina de față nu o să completezi un litru de ulei la 500 de kilometri sau cum am mai văzut în general la gama VAG. Bun, cam asta ar fi cu motorul. V-am spus, dacă vreți un motor fiabil, ușor de întreținut, care să țină cu casa și folosești mașina mai mult în oraș, un 1.4 este super, super ok. Bun, haideți, v-am spus, să tragem și niște concluzii, să vă spun și prețul și cam acesta ar fi fost videoclipul. Stați așa să intru din nou în mașină. A, și ca să nu uit, da, mașina are, sper că vedeți, folie, care este o folie foarte faină. Din exterior nu se vede nimic în mașină, doar că în mașină, nu știu dacă vedeți, nu întunecă foarte mult. Deci este chiar o folie foarte faină. Uitați și voi, din exterior nu vezi nimic și din interior chiar nu întunecă mult față de geamul din față unde nu este folie. Deci chiar îmi place folia asta, o să montez și pe mașinile viitoare. Bun, deci cam aceasta a fost mașina, s-a vândut în aproximativ o săptămână, deci destul de rapid.
pentru că în Germania, da, se caută și golfuri cu două uși, da, se caută și golfuri cu motoare de 1.4 cu doar 80 de cai, pentru că nu există ideea asta, vai, cum o să pot să fac o depășire, vai, nu știu, doar la noi în România am observat că există ideea asta de depășiri, tot timpul să fii pe depășiri, pe... Haide să mai ne calmăm cu depășirile astea, pentru că ați văzut și voi, rata la noi în România de accidente este una destul de mare. Chiar cred că suntem fruntași în Europa. În fine, nu asta este important. Bun, să vă spun acum părerea mea după câteva săptămâni despre Golf 6. Dacă merită să vă cumpărați în general un Golf 6, da, merită. Este o mașină care se simte foarte bine la drum, este o mașină bine insonorizată, v-am spus, materialele sunt de o bună calitate dacă te interesează și lucrul acesta. Am uitat să vă arăt, dar și buzunarele de la fețele de uși sunt căptușite pe interior. Deci, pentru nivelul acesta de preț, eu zic că este o mașină super, super ok. Da, prețul pentru acest Golf 6 a fost de 4.100 de euro. Eu zic că este un preț mai mult decât corect pentru o mașină din 2009-2010, din clasa aceasta. Ușor de întreținut. Bun, pe cam astea fiind spuse, noi și intermediem diferite achiziții. Dacă sunteți interesați, aveți un link de la site-ul nostru în descriere, autoroatelgermania.ro, dacă vreți să vedeți prețurile pe care le practicăm. Cam asta a fost mașina, cam acesta a fost videoclipul. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare. Ciao!